În Mehedin, solul pierde zilnic din rezerva de umiditate din cauza căldurii excesive. De altfel, cantitățile de precipitații care au căzut au fost repartizate neuniform, iar deficitul de apă din terenurile agricole nu s-a compensat. Specialiștii din agrometeorologie au arătat că în Mehedin, solul este caracterizat de secetă cu diferite grade de intensitate, de la secetă extremă în sud și până la umiditate satisfăcătoare în nord. Din păcate, cu toate aceste precipitații în iulie, deficitul de apă din sol nu a fost compensat corespunzător și de asemenea a intervenit și seceta atmosferică. Din această cauză putem spune că la momentul de față există deficit de apă și în sol și în aer și culturile sunt supuse unui stres hidric. Precipitațiile căzute în luna iulie au fost insuficiente pentru pământul însetat. La ultima ploaie, terenurile din Vânjuleț au primit cantitatea cea mai mică de apă, doar 1,6 litri pe metru pătrat. Puțin a plouat și în zona dealuviilor, iar Burila și Jiana nu au fost nici ele binecuvântate cu ploaie din belșug. Aici s-au înregistrat doar 2,2 litri și 2,4 litri pe metru pătrat. În zona dealuviilor, ultima dată a plouat doar 2 litri de apă pe metru pătrat, extrem de puțin pentru un sol deja extrem de uscat. Asta înseamnă că apa nici nu a ajuns la rădăcina plantelor. În intervalul 1-7 august, prognoza meteorologică estimează precipitații pentru nord-vestul Olteniei, dar și acestea slabe cantitativ, iar fenomenul de secetă puternică cuprinde o suprafață tot mai mare din nordul județului.